Laura Codruța Chioveși, ziceați că mai este ceva de spus despre ea și despre felul în care va fi primită, se va organiza această discuție cu studenții. Dacă Laura Codruța Chioveși va candida, va candida împotriva voinței lui Helbig și a lui Klaus Iohannis. Este, spun mereu din surse, 100% că ei au dat-o afară, mai ales Klaus Iohannis. Ea știe. Klaus Iohannis mai ales. Da, știe. Și atunci ar fi foarte interesant pentru că, și ar fi un moment benefic pentru democrație, pentru că partea adversă va scoate la iveală tot ce se poate scoate pe acest pământ. Vedeți stenogramele de acum. Deci am avea așa, am un deja vu, Laura Codruța Chioveși, domnul Mircea Joană, va trebui, întrebarea este dacă Mircea Joană va merge cu sprijin PSD sau dacă PSD va veni cu propriul candidat. Nicolae Ciucă, sau vedem ce prezidențiabil scoate Partidul Național Liberal, și în vederea, să zicem, să mergem cu aceste nume. Da, deci un PSD... Deci depinde de decalare. Deci, încă o dată, aici facem scenariu. Prezidențiale fiind ultimele, mașinăriile de partid nu vor mai funcționa. Sunteți de acord? Decât extrem de greu. Păi, n-are cum. Băi, toți s-au aranjat, deci sunt președinți de primari, sunt parlamentari. Asta înseamnă o prezență extrem de scăzută la prezidențiale. Da, și înseamnă că va câștiga cine va fi complet independent. Adică Codruța. Pentru că nemai scoțând mașinăriile, va scoate emoția. Ceea ce ea a reușit să facă de la numărator. Adică asta va fi. Deci, nemai fiind... Fiind sătul de propaganda de partid... Da, nu, dar nu. Cei care vor ieși s-ar putea să iasă foarte mulți tineri pe emoție. Care să spună vrem să schimbăm ceva. Ori nu văd pe Mircea Joană producând emoții. Adică este foarte important dacă, încă o dată, vom vedea, dacă în perioadă, o să ne mai vedem, și dacă cineva, deocamdată nimeni nu îndrăznește să spună comasarea celor două alegeri, da? Pentru că nu au... Dacă se comasează, ea n-are nicio șansă. Poate că Joana are, pentru că poate să fie sprijinit de PSD și cu atunci... Dacă nu se comasează, alegerile vor avea o prezență foarte mică și vor ieși oameni care nu sunt scoși de partid. Adică, ceea ce dă șansă unui cu totul alt candidat. Da, și vor fi crearea de emoții. Adică pe emoții și încă o dată, în asemenea momente, deci... În asemenea împrejurări, contează cine are fani. Este România pregătită, trecând dincolo de populația urbană de la oraș, de tefeliși, cum spuneți dumneavoastră, de tinerii care lucrează în corporații, dincolo de această barieră, este România pregătită pentru un președinte femeie? Da, de ce nu? Eu nu văd deja, adică eu... E pregătită de Republica Moldova, da, păi unii aia sunt mai ruși. Nu e pregătită... Știți ce se întâmplă? Cred că, o spun eu, care nu pot fi suspectat ca admiratoarele, cred că percepția ei publică e ușor falsă. Adică grupările adversare ale ei, care s-au stăpânești și presă și asta, nu știu dacă la țară ea nu are priză. Nu știu dacă mă întreb. Adică, noi nu avem până acum un... O percepție acum este ea văzută. Adică noi avem impresia, bun, face gălăgie ăla, dar dacă ea va veni pe tema... Distrugem corupția, corupția pe și picioare. O să vedeți, cred că și ea va lua tema... Naționalistă? Asta. Nu naționalistă, tema asta va mai pune de la ea, adică nu va fi numai... Își va păstra cu corupția, să nu uităm că ea va veni... Cine va veni? Deci, candidatul președinției va veni după 4 ani de lume stătulă până în gât de PDL și PNL.